De mult, în vremuri îndepărtate, pe vremea miracolelor, exista o vrajă ce deschidea porțile tărâmului magic al poveștilor, unde eroii erau adevărați. Abracadabra. Urmează Simsalagrim. Califul Barză. Uite, Ioio, e palatul califului. El cârmuiește deasupra Bagdadului. Și uite-l pe calif în persoană. Asta da viață. Wow! Ce a fost asta? Soarele se reflectă în ceva. Hai, Ioio, să aflăm ce este. Savurează-ți cafeaua cât mai poți, Calif Kasid. În curând, tronul va fi al meu și fiul meu Mirza va fi calif în locul tău. Eu voi fi calif? Cum, tată? Un vrăjitor mare nu-și dezvăluie niciodată secretele, dragă Mirza. Îmi vei vedea planul la vremea potrivită. Hai, Ioio, să-l avertizăm pe calif. Ce-a fost asta? E cineva acolo? Îți faci prea multe griji, Kashnur. Hai, Ioio. Calif Kasid, eu sunt Doc Croc, la dispoziția dumneavoastră. Iar eu sunt Ioio, cel mai mare aventurier din toate timpurile. Încântat de cunoștință, bunii mei domni. Venim cu vești rele. Un vrăjitor rău, Kashnur, complotează să vă uzurpeze tronul. Kashnur? Da, are barbă lungă și face așa. Ești foarte comic, dar sunt în siguranță. Am două gărzi de nădejde. Nimeni nu trece de gărzile mele. Calif, am văzut un lucru interesant. Am văzut... Cine-s creaturile ciudate? Eu? Ciudat? Oh, simpli vizitatori care m-au avertizat de un complot de uzurpare a tronului. Dar te rog, nu te sfii, Mansor. Ce ai văzut jos? Un negustor cu niște lucruri atât de frumoase că le-aș fi cumpărat dacă aveam bani. Adu-l imediat pe negustor aici. E o situație periculoasă, Ioio. Califul nu ne crede. E adevărat, dar a râs când m-am strâmbat. E ceva. Să fim cu ochii în patru la orice și oricine e suspect. Ar putea face parte din complotul de uzurpare a califului. Vi-l prezint pe negustor, stăpâne. E posibil să fie vrăjitorul Kashnur deghizat. Da. Barba falsă n-ar păcăli nici pe un țânc de 4 ani. Foarte comic, mărunțelule. Drept răsplată pentru scamatoriile tale, poți alege orice lucru dorești. Super! Îmi plac recompensele. Wow! Pentru soție se piaptănă tot timpul. Acolo ce e?
Le-am luat de la un vânzător de pe stradă. Nu știu ce conțin, dar dacă vreți, vi le dau pe degeaba. Ah, un manuscris vechi? Îmi plac manuscrisele vechi. Uimitor! Ce spune manuscrisul, califule? Mulțumiri, neguțătorule! Poți să pleci! Cel care inhalează praful din cutie și va rosti un cuvânt magic se poate transforma în orice creatură dorește și va înțelege limbajul animalelor. E ușor! Dar păzea! Acel om nu trebuie să râdă când va căpăta înfățișarea unui animal. Altfel, va uita cuvântul magic și va rămâne animal pe vecie. Și care-i cuvântul magic? E ușor de reținut. Ar trebui să mă lăsați să verific praful magic mai întâi, mărite calif. O măsură înțeleaptă, străinule. Pare normal. Și ca să fim siguri că nimeni nu va afla cuvântul magic, vom arde manuscrisul. Nu, dacă îl veți uita. Eu nu uit niciodată. Mâine, noi doi mansori ne vom duce în grădină, vom inhala praful, vom rosti cuvântul magic și ne vom transforma în animale. Mărite calif, nu ieșiți din palat, nu vă puteți păzi de vrăjitorul Kashnur. Nimic nu mă va împiedica să încerc această vrajă minunată. Atunci eu și Yo-Yo vom fi gărzile domniei tale, nu-i așa, Yo-Yo? Pe noi nimic. Va surprinde? Yo-Yo și cu mine vom cerceta terenul să nu fie capcane. Și poți să te bazezi pe noi? Nu pe acolo, Yo-Yo! Vino pe aici. Spune, Mansor, în ce animal să ne transformăm? Pește? Găină? Insectă? Nu, trebuie să fie ceva special. Vrăjitorul Kashnur ar putea lovi de oriunde, Yo-Yo. Din aer, din pădure, din... Calmează-te, Yo-Yo. Nu e vrăjitorul malefic. Nu e decât o barză inofensivă. Un pariu că lunganele alea au o conversație plăcută dacă ne-am transformat în berze. Excelentă idee! Dar mai întâi să nu uităm cum ne vom schimba la loc. Ne închinăm de 3 ori spre est și rostim cuvântul magic, Mutabor. Mutabor! Uite, Yo-Yo! Ai un plisc frumos, mare vizir? Mii de mulțumiri, înălțimea ta, dar dacă îmi permiteți, sunteți mai chipeș ca barză decât ca om. Nu uita, mărite calif, nu trebuie să râdeți, altfel veți rămâne berze. Stimate domn, ne crezi nesăbuiți? De altfel, berzele nu sunt de fel amuzante. Ascultați ce spun berzele. Bună, picior lung! Ai prins mulți pești astăzi? N-am prins decât o răceală. Aciu! Nu râdeți repede. Gândiți-vă la ceva plictisitor, mărite calif. Urechi păroase, de pildă. Mulțumim că ne-ai amintit, prietene. Greșeala asta nu se va mai repeta. Priviți, stăpâne! Mama spune că de o răceală scapi cel mai bine dacă dansezi. Să dansezi? Da, așa! Nu-mi vine să cred că au râs. Stăpâne, n-ar trebui să râdem în timpul transformării. Ai dreptate, Mansor. Repede, să ne transformăm înapoi în oameni. Trebuie să ne înclinăm de 3 ori spre est și să rostim cuvântul magic,
Am uitat cuvântul magic. Yo-yo, cred că avem o problemă. Oare cuvântul magic era muștar? Nu, oare era Murbelton? Dacă îmi permiteți, cuvântul Murbelton nu există în dicționar. N-are niciun rost, n-o să ne amintim cuvântul magic. E adevărat, Mansor, într-o viață de om poți învăța o mulțime de cuvinte care încep cu literele mu. Doc știe mai multe cuvinte ca oricine, poate-l va ghici pe cel corect. Bun, a fost muntos? Nu. Muncitor? Nu. Mură. Muncă. Muc. Mufă. Muget. Musafir. Multiplu. Multiplex. Mumie. Mustos. Mușc. Era cuvântul muzical? Era cuvântul... Uite! Nu, Yo-Yo, cuvântul magic nu era uite, nu. Nu, uită-te acolo! Ce se petrece? A? Ce se petrece în palat? Să ne testăm aripile, Mansor. Urcați, prieteni! A? Mulțumesc, oameni buni! Mulțumesc că m-ați acceptat drept calif! E vrăjitorul Cașnur! El l-o fi trimis pe negustor cu cutia și cu manuscrisul vechi. Ticălos nesuferit! Apoi, în lipsa domniei tale, când toți cred că v-ați stins, s-a folosit de tertipuri magice pentru a-și face fiul calif, înțelegeți? Vă mulțumesc că m-ați acceptat drept noul calif! Ce nesăbuit am fost! Ar fi trebuit să iau aminte la avertismentele voastre, înțelepților. Înțelept? Eu? Îmi place cum sună asta! Trebuie să oprim asta! Gărzile mă vor recunoaște! Opriți, gărzi! Sunt eu, adevăratul calif! Plecați, păsărea furisite! Voi fi barză toată viața! N-o să mai văd nevasta copiii! Maleficul Cașnur îmi va distruge regatul, va crește taxele și va aduce foametea și sărăcia. Totul e pierdut! Nu e totul pierdut, înălțimea ta! Nu atâta timp cât am acest yo-yo! Bine! Totul e pierdut. L-am văzut pe Cașnur spionându-vă, mărite calif, din ruinele unui vechi castel. Și cu ce ne ajută asta? Poate că vom găsi acolo câteva indicii cum să rupem vraja. Probabil că nu are niciun rost, dar merită orice încercat. Să ne împrăștiem și să căutăm indicii. Cum ar fi? Cum ar fi orice. Doc, crezi că sunt fantome pe aici? Clar că nu, Yo-Yo, nu există fantome. Da? Opa! Cred că am auzit o fantomă. O fi fost doar vântul, Yo-Yo. Deși ar fi ridicol ca unui mare vizir să-i fie frică de fantome, acum ca barză m-a apucat tremuriciul. Nu există fantome, iar eu vă voi dovedi. Nu vă speriați. Hai, nu vă speriați. Veniți. Înțeleptul are dreptate. Suntem oameni sau șoareci? De fapt, berze, înălțimea ta. Hei, nu ne lăsați singuri! Așteptați-ne! Ce-i cu clănțănitul ăsta? Eu nu știu...
venit, berzelor! Bine ați venit! M-a blestemat vrăjitorul cel rău, Cașnur! Trebuie să mă ajutați! Și noi am fost blestemați de același vrăjitor! Ne-am transformat în berze, dar am uitat cuvântul magic! În realitate, eu sunt califul Casid, iar barza cu ciocul frumos e marele meu vizir Mansor. Iar eu sunt Doc Croc. Eu sunt Yo-Yo. Eu sunt prințesa Lusa. Vrăjitorul Cașnur mi-a cerut să mă mărit cu fiul lui, Mirza. Când tata a refuzat, Cașnur s-a răzbunat, transformându-mă într-o bufniță și luându-mă cu el. Ce soartă tristă ai avut! Aș putea redeveni om doar dacă m-ar cere cineva de soție din proprie inițiativă. Dar nu sunt decât o bufniță hidoasă, așa că nu se va întâmpla. Mai există speranță, prințesă! Noi am venit aici după indicii. L-ați văzut pe vrăjitorul Cașnur prin părțile astea? Da, uneori se întâlnește cu alți vrăjitori într-o peșteră secretă, unde iau masa și își povestesc isprăvile malefice. Știți unde e peștera asta, prințesă bufniță? Veniți, am să vă arăt! Aveți grijă, aici e mai greu. Ajutor! M-am blocat! Oh, nu! O să rămân blocat aici! Bieții mei copii n-o să-și mai revadă tatăl! Hei, Doc! Am o idee! E o idee bună, Yo-Yo! Ajutor! Fantoma! Vine fantoma! Ajutor! O fantomă! Am șters-o de aici! Mii de scuze, mare vizir, dar nu e nicio fantomă! Mi-ai salvat viața, prințeso. Și apoi l-am transformat pe sărmanul prinț în broscoi. M-am însurat cu prințesa și am trăit în răutate până la adânci bătrâneți. O poveste tare răutăcioasă. Ce adunătură de răi în locul acesta. Wow, uită-te la mâncarea aia, sunt lihnit. Lasă mâncarea, Yo-Yo, poate că vrăjitorul lui Cașnur îi va scăpa cuvântul magic. Nu pricep ce spun, suntem prea departe. Cum să ne apropiem fără să fim văzuți? Suntem prea mari și stângaci. O misiune potrivită pentru cei înțelepți. Tovarășul meu de încredere are dreptate. Așteptați aici, ne furișăm noi. Aveți grijă! Nu voi uita niciodată fapta voastră eroică. Și în final l-am transformat pe rege în salamandră, i-am luat comoara și am ascuns-o pe spatele unui dragon. O altă anecdotă răutăcioasă, dar eu am păstrat-o pe cea mai bună pentru final. Mâncarea aia delicioasă și încă sunt lihnit. Mai încolo, Yo-Yo, hai să ne ascundem sub masă. Vă voi spune și eu o poveste. Am uzurpat coroana califului Casid și l-am făcut pe fiul meu calif în locul său. Cum? La început l-am angajat pe acest om bun să-i vândă un praf magic califului. Știam că ispita de a se transforma într-un animal ar fi prea mare ca el să-i reziste și mai știam că va fi prea sigur de sine ca să nu râdă și să nu uite cuvântul magic.
nu a spus care era cuvântul magic. Ce e de făcut acum? Dacă l-am întreba. Întreba? Sigur, așa. Și care e cuvântul magic, omorite Cașnur? Cine a pus întrebarea aceasta? Și totuși, este o întrebare bună. Cuvântul magic era un cuvânt greu. Mutabor. Asta e cuvântul magic, Doc? Opa. Bună seara, domnilor, noi plecăm. Prinde-i! Prinde-i, am spus! Căpșune, preferatele mele. Fugiți, micuților, fugiți. Plecați de acolo. Unde s-au dus? Unde-s spionii ăia? Avem cuvântul magic. Bravo! Sunteți niște eroi. Eroi înțelepți. Veniți să plecăm înainte de a ne vedea vrăjitorii. Mutabor! Bufnițo, cum ți-am putea mulțumi? Fără ajutorul tău, am fi rămas berze pe vecie. Mă bucur că v-am fost de folos. Eu mă voi întoarce în camera mea întunecată. Adio, prieteni buni. Ia stai, ai spus că vraja ta poate fi ruptă dacă ți-ar cere cineva mâna. Așa e, dar privește-mă, sunt o bufniță urâtă, nimeni nu mă va cere. Curajul și altruismul tău sunt mai mult decât frumusețea exterioară. Dragă prințesă bufniță, îmi acorzi onoarea de a fi soția mea? Dragă prințesă Lusa, viitoarea mea soție, transformarea mea în barză a fost cel mai mare noroc al vieții mele. Scuzați că vă întrerup, mărite calif, dar încă nu s-a terminat. Aveți un regat de redobândit. Îți spun eu, ceva e putred aici. Creaturile alea m-au tras de limbă toată seara. Mi-e teamă că se va sfârși rău. Încearcă să te calmezi, tată. Totul e foarte bine. Uzurpatorule, cum pretinzi tronul când adevăratul calif e în viață? Califul Kasid s-a dus de mult, Gărzi, arestați-l pe impostor. Eu voi decide cine e impostorul aici. Califul Kasid? Am crezut că ați... pierit, da, știu. Dar sunt viu și nevătămat și vă poruncesc să-i arestați pe conspiratorii aceștia. Cu plăcere, sire! Îndurare, mărite calif! N-am avut intenții rele! Te implor să nu ne pedepsești prea aspru pe mine și pe fiul meu! Știu pedeapsa potrivită pentru fapta voastră! Eu ar fi trebuit să mă însor cu prințesa Lusa, tată! Nu te mai văicări! Caută niște râme de mâncat, fiule! Munca noastră aici s-a încheiat, Yo-Yo. Tocmai mă făcusem comod. Nu mai putem rămâne un pic? Cine vrea comoditate când ne așteaptă o altă aventură, Yo-Yo? Ai dreptate, înțeleptule. Simsa! Simsala! Simsala Grim! Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.
Au dublat în limba română Sebastian Lupu, Richard Balint, Răzvan Bicoveanu, Anca Sigmirean, Petre Ghimbășan, Sorin Ionescu. Traducerea și adaptarea Estera Chelariu. Regia Alina Leonte și Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat în studiourile BTI.